Și de ce ar trebui să fiți interesați până la urmă de activitatea noastră și de ceea ce facem în echipele de robotică, timp ce sunt metate, pentru că despre asta este vorba. STEM-ul Robotics and Business Opportunity, am numit-o, nu doar Business Opportunity, ci o oportunitate de viitor, cu părerea noastră. Și o să explicăm și de ce. În primul rând, ce înseamnă STEM? STEM este o abreviere mai largă pentru Science, Technology, Engineering and Math, știință, tehnologie, inginerie și matematică, apărută inițial în America. Ca formă de educație, pentru că este și o formă de educație, STEM reprezintă înlocuirea puterii la știm că la este reprezintă o abordare multidisciplinară, în care pentru a realiza o aplicație finală, trebuie să folosești ceea ce înveți nu la o singură oră, ci la toate orele, deodată. Pentru că nu poți să separi chimia de complicațiile fizicii, fizica de complicațiile chimiei și, în niciun caz, niciuna de matematică și de inginerie, până la urmă. De fapt, ce presupune o competiție prostită, a plecat la un inventator american care a zis, bun, știința și tehnologia este motorul care ne duce mai departe de societate. Și cu toate astea, tinerii nu sunt atrași, sau sunt prea cum sunt atrași de domeniile astea. Ok, hai să vedem de ce sunt atrași tinerii. Păi, lumea se uită la Super Bowl, la campionate de fotbal, de basket. De ce? Pentru că acolo avem adrenalină, avem competiție, orele de la clasă sau, nu știu, concursurile clasice sunt plictisitoare. Hai să facem niște concursuri care să implice știință tehnică, care să se desfășoare într-o formă de campionat, cu meciuri, la fel ca un campionat sportiv. Și s-a ajuns la concluzia că robotica este domeniul cel mai eficient pentru chestia asta și așa apar competițiile la care participăm. Ce presupune competiția la care participăm? Mai bine, evident, în primul rând, presupune construcția unor roboți funcționali care să realizeze cât mai eficient niște sarcini care se schimbă de la sezon la sezon. Însă presupune mult mai mult decât atât și cu ideea asta vrea să rămâneți pe venit de astăzi. Presupune implicarea constantă a echipelor în comunități. Echipele au o furizare pe care lumea nu o vede transmisă pe YouTube sau la televizor în alte țări, care se desfășoară cu o zi înainte de meciurile finale. La furizarea asta trebuie să îți prezinți atât robotul cât și impactul pe care l-a avut în comunitatea ta. De exemplu, ceea ce facem noi astăzi aici. Modul în care ai înțeles tu să faci lumea să înțeleagă că știința și tehnologia este importantă și sunt domeniile principale pentru evoluția societății. De asemenea, trebuie prezentat o documentație tehnică extrem de complexă. Vă vom prezenta documentația noastră tehnică pentru acest sezon, în momentul în care vom termina prezentarea pe TV sau în competiții. Promovarea echipei, echipele sunt ca un fel de mini-companii care trebuie să se promoveze, cu stand-uri, cu rolaturi, materiale promoționale. Și, nu în ultimul rând, creșteți profesionalism, care este extrem de important și care înseamnă, de fapt, fair play și colaborare între echipe, adică nu ne batem ca pe stadion, nu ne jurăm, până la urmă suntem prieteni și concurăm doar în alea 2 minute jumate de scandă la urmă. Bun, am zis că fost a plecat în America, fost a fost și în România, cu vreo 7 de ani de zile, din 2016, prin implicarea unei ONG, Nație prin Educație, care a reușit să aducă fonduri din mediul privat, în mediul de stat, în școlile de stat, pentru a oferi copiilor și noilor elevilor, inclusiv nouă, niște echipuri de bază, de debut, cu care să înceapă să construiască roboți, urmând ca restul pieselor, transportul la competiții să fie suportat din resurse pe care echipele și le obțin așa posibil. Însă, important este că am avut un nivel de la care să plecăm și că a început să se organizeze așa ceva și în România, cum am spus în 2016. Centrul de nouă calificare în turneul final, sunteți campion național, sunteți campion mondial, bănuiesc că merge să vă luați titlul. Evident. Specialistor, sunt domnul tehnic al echipei de robotică Robotics din Hunedoara, campion mondial, cum ați spus, Adina, și în acest sezon. Un concurs similar cu ce a fost în Mexic. Am adus aici 4 echipe de robotică, să-i sprijinim, să
și ne privească mai departe participarea la competițiile autorizare, dar din discuțiile avute cu domnul profesor Mircea Pistor am concluzionat că ceea ce fac ei pot fi idei de afaceri pentru oamenii de afaceri din județ și pot contribui la dezvoltarea economică a județului, mai ales că în această perioadă România și-a propus să se axeze pe utilizarea inteligenței artificiale ca strategie de țară.